Bună ziua! Începem să facem tacosul cel renumit, cel ce toată lumea îl mănâncă la mine cu mare plăcere. Aproape aceleași ingrediente le folosesc și pentru quesadilla. În altă zi o să facem și quesadilla. Deocamdată vă prezint toate ingredientele. Începem cu salsa și apoi compoziția de tacos. Smântână. O să vedeți, nu ne trebuie foarte mult, câteva linguri. Un ardei roșu, un ardei galben, 3-4 ciuperci, brânză cheddar cu mozzarella amestec, piept de pui 3-400 grame, o conservă de fasole neagră, o ceapă mică, o lămâie, să zic vreo 10 felii de bacon tăiate cuburi, două sosuri mexicane foarte dulci, bune, sare, piper, opțional un sos tabasco, chipotle. Chipotle înseamnă roșii uscate la grătar. Să face un sos cu el foarte bun. Acum pentru salsa aici avem roșii cherry mici tăiate cubulețe. Le prefer cuburi, că și avocado o să vedeți, o să-l fac cuburi, nu o să-l pasez. Ceapă verde, ardei roșu, usturoi, coriandru, lim, lămâie și 3 avocado. Asta e pentru salsa, ulei de măsline. Și acum mai avem aici, în partea aceasta, niște lipii cu porumb și cochii din astea rigide sau crustiante, tot cu porumb. Să începem să facem prima oară salsa, ca să o băgăm la frigider. Cum v-am zis, salsa, nu, sosul sau salsa, nu-l fac piure, că nu ne place piure. O să fie bucăți. Deci avocado și roșiile, ceapa, sunt tăiate aproape aceeași mărime toate și le tăiem bucăți. În cuburi. Deci punem avocado. Trei avocado pentru 4 persoane este mai mult decât suficient. De multe ori rămân și mâncăm doar cu chipsuri de porumb. Este o salsă foarte bună care se mănâncă foarte bine cu chipsuri de porumb. Nu trebuie neapărat cu tacos. Dar îl folosesc pentru tacos, că așa mâncăm noi în Mexic. Și așa fac și eu. Deci peste avocado punem piper, sare, ulei de măsline, lim, să nu oxideze, dar și pentru gust, îi dă un gust mai bun decât mai mexican, să spunem așa, decât lămâia. Deci lima este lămâia verde, da? Punem una întreagă. Un pic de lămâie. Și acum punem ingredientele, cum am zis. Roșii cherry, ceapă verde, ardei roșu, usturoi și coriandru. Asta este salsa. Asta punem peste garnitura, peste umplutura caldă. O să o punem rece, rece, rece de la frigider în tacos. O să vedeți la sfârșit cum arată. Deci aceasta este salsa. O punem la frigider și ne vedem pentru următorul pas. Am revenit cu a doua parte a rețetei, cea mai importantă de fapt. Punem ulei de măsline într-un wok. Dacă nu aveți wok,
Nu este absolut nicio problemă. O tigaie mai blată sau folosesc wok-ul pentru că vom sota legumele. Începem cu baconul. După ce lăsăm baconul puțin, vom pune pieptul de pui și legumele. Trebuie făcut la foc mare, nu trebuie să fiarbă legumele. Trebuie făcut la foc foarte mare, după cum vedeți, am dat focul la maxim, foc mare. Nu acoperite, nu nimic. Trebuie să iasă apa din ele, din legume, din carne, făcute foarte, foarte bine la foc mare. Lăsăm puțin să facă baconul. Sper să nu se audă foarte tare hota, am încercat să o dau la o treaptă mai mică, să nu vă deranjeze și să ne înțelegem. Deci, important e să se facă foarte bine toate lucrurile și la foc mare. Cum am zis, nu le fierbem, le prăjim, să spunem. Deci baconul trebuie să ajungă de consistența aceasta, un pic, grăsimea să, e clar să se ducă, grăsimea și să prăjească bine. Punem pieptul de pui. La fel îl facem foarte, foarte bine. Deci cam așa ar trebui să fie culoarea la carne. Nu punem legumele, nu atingem legumele înainte să fie dore, să fie aurii. Deci să fie aurii, baconul foarte bine prăjit și începem acum ardeiul, un ardei cum am zis. Nu trebuie tăiat mic, deloc, 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 înfășit, este extraordinar. Ciuperci și ardeiul galben. Și aici încerc să pun că n-am făcut bine ce am făcut, doar ceapa să pun. Fasolea roșie, fasolea neagră o să punem la sfârșit. Ok. Și lăsăm așa în jur de 10 minute, încă 10 minute. Deci legumele nu vor fi foarte, foarte bine făcute, îmi place să rămână puțin crocante. Acum punem fasolea, fasolea e din conservă, de aceea o punem la sfârșit, nu ne trebuie să o lăsăm mult, chiar aproape de loc. Un minut maxim. Odată cu fasolea, sosul mexican. Pentru că cantitatea aceasta voi pune două conserve. Conservele sunt, cred că n-am spus la început, 200 de ml fiecare. Deci două conserve și cum v-am spus, perde în suflet. La Carrefour, Lidl, când sunt produse mexicane sau în zona internațională, să găsiți ceva de genul ăsta, salsa mexicană. Și amestecăm puțin, să scadă puțin apa din sos, maxim un minut. Și pot să vă spun că este aproape gata. Așa, să nu fărămăm fasolea, maxim un minut. Un minut și o să vă spun ce facem acum la sfârșit. Nu mai folosim pensă. O să folosim o lingură. La sfârșit acum. Și ce am văzut eu în Mexic, și am lucrat și eu cu un mexican și mi-a spus, este mult mai bine mâncată mozzarella și cheddar ăsta cald se întinde. O să vedeți la sfârșit. O să o punem pe toată. Un minut e gata. Închid focul și lăsăm aici un minut.
să asamblăm. Este gata, v-am zis, un minut, două minute maxim să poată să întindă. Și începem să asamblăm tacosul. Salata, sau salsa, pardon. Ce am făcut-o a fost la rece în frigider. Compoziția, am băgat la cuptor două cochii din astea, doar să vă arăt cum se face. O bere mexicană întotdeauna. Încercăm. Atunci când mâncăm taco, să bem și câte o bere mexicană. Nu facem foarte des, dar când avem, o bem. Începem să asamblăm tacosul. Luăm din compoziție, nu foarte multă. Dacă ai putea să focalizezi, să te apropii puțin, să vedem aici compoziția. Deci, punem, să zicem, jumătate din tacos, da? Punem salsa. Salsa asta rece peste ăla. Da? Punem puțină smântână. Puțin picant, să scă. Mi-ar mai trebui o mână. Punem un puțin, dar este alegerea dumneavoastră dacă vă place sau nu. Foarte puțin, câteva picături, că e foarte picant. E picant și afumat în același timp. Ok. Și mai am aici puțină lămâie. Asta este unul, mai facem încă unul. Deci, puțină compoziție. Miroase atât de bine. Sper că într-o zi să inventeze o cameră cu miros. Ok. Salsa. Smântână. Același lucru facem. Puțină lămâie. Și aceasta nu o fac picant. Imediat voi arăta și finalul. Aceasta este fabulosul tacos. Sper să vă placă. Este chiar delicios. Delicios, bun. Că e vară, că e iarnă, este întotdeauna binevenit lângă o bere. Mulțumesc mult de vizualizare. Sper să vă placă. Dacă vă plac rețetele sau aveți sugestii de altceva. Asta am vrut noi să mâncăm azi, asta am făcut, asta am filmat. Dacă aveți sugestii și vă interesează ceva anume, cu cel mai mare drag pot să vă fac. În 14 ani de bucătărit, cred că am învățat ceva. Așa că, poftă bună! Mulțumesc!